Restricții ca la Casa Albă, la reședința de la Holercani. Acces limitat, listă specială și multă securitate. Așa a avut loc întâlnirea președintelui Maia Sandu cu reprezentanții din diasporă reveniți zilele acestea acasă. Reuniunea s-a ținut după Poarta de Fier a complexului de vile pensiunea din Holercani, situată pe malul Nistrului. Totuși, gazdele nu au fost ospitaliere cu toți. Echipa Canal 5 a încercat să ajungă la reuniune, dar a fost oprită la intrare de către pază. Noi deocamdată nu avem lista la asta, la Canal 5. Vă rog frumos, puneți mașina la parcare și așteptăm asta să ne dea răspuns. În acest fel am aflat că noi nu suntem printre invitați și respectiv nu vom putea reflecta evenimentul. Intrarea pe teritoriul reședinței este securizată, iar acces au doar persoanele alese. Nu trece nici musca dacă nu ești invitat special la această întâlnire. Nici noi, jurnaliștii de la Canal 5, nu am fost lăsați să intrăm, televiziune pe care puterea a închis-o. În schimb, au intrat toți reprezentanții mass-mediei pro-guvernamentale. Printre aceștia, TVR Moldova și compania publică Teleradio Moldova. Da. Rând pe rând, de pensiune se apropiau mașini scumpe cu numere străine, printre acestea din Italia, Marea Britanie și Franța. Toate aveau undă verde, după ce erau verificate în lista specială. Purtătorul de cuvânt al președinției, Irina Gotișan, ne-a spus că echipa noastră nu poate intra pe teritoriul pensiunii pentru că nu am confirmat prezența. Asta deși nici președinția și nici guvernul nu ne-a expediat invitații pentru participare. Am fost colegii de la Rău, pentru că ne-a sunat confirmat, pentru că și nu aveți. Ce să confirmăm? Păi, invitații era că trebuia să confirmăm prezența la evenimente. Și dacă, dar acum... dacă nu s-a confirmat, pe site-ul guvernului, însă, despre care spune Gotișan, nu există nicio invitație pentru presă. Ulterior, pe drumul spre reședință a trecut cu viteză mașina în care se afla Maia Sandu. Automobilul a fost lăsat să intre pe teritoriu fără a fi verificat. Întrevederea moldovenilor aflați la muncă peste hotare cu șeful statului are loc în cadrul evenimentelor dedicate zilelor diasporei, organizate de către guvern între 14 și 23 august. Complexul de vile pensiunea din Holercani este amplasată la 50 de kilometri de Chișinău, pe malul Nistrului. Anual, guvernul cheltuie milioane de lei pentru întreținerea reședinței, unde sunt 18 vile și 2 hoteluri, unde vin să se odihnească înalți demnitari de stat.